Pedepse mai mari în cazul abuzurilor împotriva minorilor. Mai mulți deputați și senatorul USR, PNL, ALDE, PSD și PMP au înaintat în Parlament o propunere legislativă pentru modificarea codului penal. Inițiativa prevede creșterea pedepselor astfel încât să nu mai poată fi pronunțate cu suspendare. Faptele de violență sexuală cu un minor cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 1 an la 5 ani. De asemenea, faptele săvârșite asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. De asemenea, diferența de vârstă între abuzator și victimă va contribui la amplificarea sancțiunilor. Astfel, fapta se pedepsește cu închisoare de la 4 la 11 ani și interzicerea unor drepturi dacă diferența de vârstă depășește 5 ani. Mai mult, sancțiunile se amplifică și în cazul în care un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani este determinat de către un adult să participe la spectacole sau reprezentații de tip exhibiționist. Punerea la dispoziția unui minor de materiale cu caracter pornografic sau propunerile făcute prin mijloacele de transmitere la distanță vor fi aspru sancționate. De asemenea, inițiativa amintește și de infracțiuni precum traficul de droguri, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, spălare de bani și falsificare de monede. Senatul este prima cameră sesizată, for decizie în acest caz fiind Camera Deputaților.